Medicina materno-fetală este o disciplină apărută relativ recent. Sigur că este legată strict de apariția ecografelor de înaltă rezoluție. De ce spun asta? Medicina materno-fetală practic este o disciplină care integrează mai multe seturi de discipline medicale. Dar câteodată medicina materno-fetală este cea care, cum spunem noi, salvează vieți. Că e vorba de viața copilului din uter, că e vorba de viața femeii. Integrarea ce înseamnă? Integrarea înseamnă că dacă există patologie asociată la nivelul, să spunem, al mamei, de exemplu, hipertensiune, diabet, orice altă afecțiune, trebuie să luăm în considerare ce se întâmplă și ce efect are sarcina asupra femeii, dar și invers, ce se întâmplă cu fătul. Am dat exemplu acesta pentru că este cel mai uzit, cel mai întâlnit. Din punctul celălalt de vedere, de exemplu, găsim ceva la ecografie și problema se pune, bun, ok, ce este? Despre ce este vorba? De exemplu, dacă e un sindrom oarecare, în primul rând, noi trebuie să descoperim ce efecte are acest sindrom asupra fătului și, doi, dacă acest sindrom necesită sfaturi. Aici avem ultima parte a medicinii materno-fetale, partea integrativă de care vorbeam, în sensul că trebuie să dăm și sfaturi. Pentru că una este să ai un copil care știi sigur că dacă se va interveni ulterior, după ce se naște, va fi un copil cu o viață normală. Alta este să spui, doamnă, este un copil care nu va avea o viață normală, va avea nevoi speciale, va avea nevoi de îngrijiri speciale. Și alta este să spui, din păcate, doamnă, nu este compatibil cu viața externă. Partea foarte grea, aici vine partea grea de fapt și rolul de medic de medicină materno-fetală este că la noi se trage linia. De exemplu, erau 36 de săptămâni, mai era puțin copilul se va naște. Părinții, să știți că întreabă un singur lucru, domnul doctor, ce ne facem? Atât. Și acest ce ne facem, revin la ce spuneam mai devreme, înseamnă consilierea de care povesteam. Doi, unde naștem? Nu poți să naști un copil cu o potențială problemă în orice centru din România, că nu avem centre chiar în fiecare județ care să poată preia un copil cu o problemă, de exemplu, cardiacă. Astea sunt cele mai des întâlnite. De asta era vorba și în cazul nostru. Și atunci trebuie să avem consilierea așa, doamnă, ce o se întâmple cu acest copil, care este prognosticul, unde naște și dacă se poate deja să inițiem legătura cu centrul respectiv, să pregătim, să documentăm cazul, să punem și partea de video sau poze sau video sau pe un suport magnetic ca să poată să se ducă, să le arate. Acolo se vor reface investigațiile și femeia să nască în centru terțiar. Problema în aceste cazuri este că dacă s-a scăpat cazul, ajunge cazul la noi, noi spunem, dăm verdictul, spunem, doamnă, atât se mai poate face acum conform legislației, acest copil se va naște. Și dacă el va avea nevoi speciale sau va avea un handicap sau avem cazuri, de exemplu, dacă este malformație de creier și știm că acest copil va avea tetrapareză spastică, ăștia sunt copii cu mari probleme care necesită multă terapie îndelungată. Iar vestea și mai proastă este că ei nu se vor recupera niciodată, tot restul vieții lor pe acest pământ. Ei, vă dați seama că aici e musa, e o consiliere din partea unui specialist și care să pregătească cuplul respectiv pentru ce urmează. Sigur că nu ne dorim asemenea cazuri, Doamne ferește. Dar se întâmplă pentru că, aici vine un mare pentru că, rolul specialistului de medicină materno-fetală e doar frumos în interviuri. Dar practica ne spune nouă că, din păcate și cel puțin în multe cazuri din țară, Bucureștiul stă foarte bine la acest capitol, dar în țară și mai ales în partea de Dobrogea, nu este înțeles foarte bine acest rol și se ajunge de multe ori la poveștile de care vă spuneam, povești foarte triste, unde rolul nostru nu mai e decât, cum spun eu, paliativ. De ce zic paliativ? Le spunem părinților la ce să se aștepte și unde să-l nască pe copilul respectiv. Și cam atât. Din păcate, situațiile acestea, să știți că nu sunt puține.